Vasluienii sunt datori vânduți. Mii de contribuabili din județ au fost afectați în 2009 de criza financiară, nereușind să-și mai achite datoriile către bugetul de stat. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Vasului nu fac protecție socială, ci încasează sumele aferente bugetului de stat, astfel că cei care nu au putut plăti s-au trezit cu somații, sechestre și apoi cu bunurile scoase la licitație. În anul 2009 am aplicat aproximativ 80.000 de somații pentru o sumă de 350 de milioane de lei. De asemenea, am aplicat 67 de sechestre pe bunuri mobile pentru o valoare de 10.355.000 de lei și 69 de sechestre pe bunuri imobile pentru o valoare de 35 de milioane lei. Au fost nenumărate cazuri în județ când bunurile datornicilor au fost scoase la licitație, însă prin această măsură Direcția Generală a Finanțelor Publice a reușit doar în mică parte să-și recupereze restanțele. Asta pentru că, deși prețul bunurilor nu era foarte ridicat, acestea nu s-au vândut la fel de repede ca în anii trecuți. Au fost situații când licitațiile s-au repetat chiar și de 3-4 ori. Motivul pentru care nici iubitorii de chilipiruri nu mai participă la licitații a fost criza financiară.